Cabinetul de ministri a votat rectificarea bugetelor sociale și de stat. Astfel, guvernul a stabilit alocații mai mari pentru copii, ajutoare financiară pentru pensionari și angajații din sectorul public și compensații mai mari la energie în sezonul rece. Din contul asistenței internaționale și veniturilor din impozite, executivul a mai reușit să reducă deficitul bugetar. Potrivit proiectului bugetului public, părinții cu copii mai mici de 2 ani vor primi alocații de 1.000 de lei începând cu 1 octombrie. Pensionarii cu venituri mai mici de 5.000 de lei vor beneficia de un ajutor financiar unic în valoare de 1.500 de lei, iar peste 245.000 de persoane vor primi ajutorul pentru perioada rece a anului de 700 de lei. Și angajații la stat vor primi un ajutor unic de 3.000 de lei. Toate aceste cheltuieli depășesc 1 miliard, totuși există și fondul de reducere a vulnerabilității energetice din care se vor plăti compensațiile la iarnă, în care au fost transferate încă 200 de milioane de lei. În fiecare an, la mijloc de an, la sfârșit de an, se face o rectificare bugetară pentru ca bugetul să fie ajustat la rigorile zilei. Deci, pe de o parte, avem incasări din taxe și impozite mai mari decât au fost planificate la începutul anului. Pe de altă parte, avem granturi mai multe. Și aranjăm aceste resurse într-un fel care să fie cât mai aproape de oameni. Finanțările nerambursabile din partea guvernelor României, Germaniei și altor state europene ajung la 3 miliarde de lei, iar statul a reușit să colecteze cu 7,4% mai multe taxe și impozite. Reieșind din acești indicatori, s-a putut diminua deficitul pentru anul 2022 de la 7,2% din produsul intern brut, cât a fost planificat la început, la 6,2%. Eu vorbesc acum de deficitul pe bugetul public național, la 6,2%. Mai exact, deficitul bugetului public constituie 17,2 miliarde de lei. Potrivit prognozelor, produsul intern brut nu va crește, iar situația rămâne incertă.